Salutare! Astăzi vom găti supă cremă de legume. Vom pune într-o oală ulei, ceapă, tăiem bucăți păstârnac, pătrunjel, morcov, tot așa, tăiat bucăți. Nu trebuie să fie foarte mărunt, pentru că oricum o să le tocăm la final. Tăiat rondele. Le băgăm toate în oală. Țelină rădăcină. Așa. Dăm drumul la foc și le călim așa frumos, frumos, să aibă un miros bun, plăcut. Mai punem, bineînțeles, puțină sare, așa, să luați între plăcute. Poate chiar de 2 ori. Așa. Și amestecăm frumos până se pătrunde un pic. Până lucestate. În altă oală, pe foc, apă la încălzit. Da? În momentul când vine să punem apă peste toată compoziția, să fie caldă, să nu amestecăm calcurăci. Pun și un cățel de usturoi, așa. Și să pun și niște ardei de ăsta. L-am găsit un pic mai târziu. Trebuia înainte un pic, dar e ok. Vreo 4 cartofi, așa cuburi. Punem și ăștia aici. Trebuie să dai foarte tare la foc, deci cam focul să fie mediu. Să nu le ardeți. Da, bun. Vedeți cam cum este. No. În momentul ăsta puteți să puneți apa. Apa fierbinte. Pun după foc. Așa. Puteți numai. Turnăm direct foc. Da. Să acopere puțin cam atât. Să vedem. Așa. Da. Cam asta ar trebui să fie. Dacă vreți să fie poate puțin mai gustoasă, puteți să-i puneți supă de pui. Adică doar supă de pui și o să fie și mai gustoasă. A, mie îmi place mai așa, numai cu legume vreau să fac astăzi. Dacă aveți verdețuri, pătrunjel, țelină, puteți să mai puneți aici și lăsați să fiarbă. Eventual acoperiți. Așa la foc domol. Mai puneți și niște bobe de piper. Ok. Fierbe zama. Noi le putem ocupa să facem crutoanele. Am aici niște pită neagră, un pic cam tare și asta o să tăiem pătrățele mici. Cam de forma asta. Pluton micuț. Așa. Facem toată pita asta, după care trecem la următorul pas. După ce am terminat de tăiat plutoanele, punem așa ulei de măsline. Busuioc. Asta busuioc un pic mai mult. Așa. Și amestecăm bine, bine.
închid camera, că trebuie să amestec. După ce l-ați amestecat bine, bine. Așa. Îl punem, luăm tigaia și o punem pe foc. Normal, crutoanele ar trebui făcute în cuptor, dar pentru că eu am un cuptor nașpa, vechi, am să încerc prima dată acum, că nu mi-a ieșit în cuptor așa bine, adică s-o ars într-o parte și într-o parte s-o făcut cât de cât. Am să încerc să le fac în tigaie. Da. Încet, încet, încep să se coloreze. Vedeți? Am dat la foc destul de tare, la maxim. Dar trebuie avut grijă să nu se ardă. Deci amestecate, lăsat puțin, iar amestecat. Și sper să ne iasă bine. Și astfel, crutonele sunt gata. După cum vedeți, arată foarte bine. Au ieșit destul de bine. La gust, să vedem cum sunt la gust. Super bune. Să trecem la treaba următoare. Trecem la supa de pe foc, băgăm blenderul și o blenduim bine, bine, bine. Și aștept comentarii dacă încercați rețeta asta, dacă vă place sau nu. Mulțumesc!